Și în momentul în care adoptăm o perspectivă feministă, cazul meu, primul lucru aici este următor. Trebuie să acceptăm și să recunoaștem că femeile au minte proprie, pot gândi cu capul propriu, sunt capabile de autonomie și autodeterminare și pot să aibă păreri, concepții, idei și teorii valide despre ce se întâmplă cu viața lor, cu acelorlalți și despre ce se întâmplă în jurul nostru, că e vorba de economie, politică, familie, în toate sensurile. Deci pleacă de la faptul de a admite că ai minte. Ei, aici este nucleul dur în care biserica noastră tradițională nu are niciun fel de contribuție pozitivă. În primul rând, e clar că nici o decizie în biserică, acum cu excepția consiliilor parohiale în care recent au fost admise și femei care să se ocupe de administrarea materială în sensul de finanțe, dacă se schimbă preșurile în biserică, dacă se cumpără scaune noi, deci asta e tipul de decizie, nici o femeie niciodată nu a decis în Biserica Ortodoxă nimic în ceea ce privește modul în care femeile sunt tratate. Deci este o biserică în care mintea femeilor nu a fost folosită. Sigur că o să mi se replice că există destule sfinte care sunt pilduitoare, care sunt transformate în fetișuri fundamentale religioase, care devin moaștele, care se fac cozi de zeci de mii de oameni și sunt pupate, asta e altceva. Admiți că există femei sfinte, că toate femeile care au contat în sensul acesta sunt moarte, dar pe cele vii nu le admiți ca având o gândire validă despre demnitatea femeilor în biserica noastră. De la faptul că n-au ce căuta în Sfântul Sinod, locul unde se decid fundamental partea, dacă vreți, de doctrină și ritualuri. Sigur că aici nici preoții obișnuiți care au legătură directă cu femeile le cunosc în direct, nu sunt admiși, pentru că e alcătuit din călugări prin excelență. Practic le vom găsi prezente în biserică pe poste vânzătoare de lumânări și calendare ca să țină, ca să spun așa, tot ceea ce înseamnă de bucățica materială a ritualului, le vom găsi, de fapt, de la intrarea în biserică, de la botez. În situația în care o femeie care naște este socotită o femeie spurcată, necurată, păcătoasă, care trebuie să facă molifte de curățenie dacă vrea să fie acceptată în biserică, și anume, după 6 săptămâni dacă a născut o fată și după 3 săptămâni dacă a născut un băiat, pentru că e mult mai puțin spurcat să naști un băiat decât o fată, la botez, fetița nu este niciodată arătată la altar pe când băiatul este și din momentul acesta încep semnalele foarte clare, după care în fața lui Dumnezeu nu e același lucru să fii bărbat sau să fii femeie. Cu alte cuvinte, pozițiile noastre sunt cu totul și cu totul inegale. Te căsătorești, ți se spune într-un ceremonial despre care nu se face niciun fel de vorbire în Evanghelii, de altfel, din punctul meu de vedere și în multe alte interpretări. Iisus a fost foarte egalitar în tratarea femeilor. Ele l-au însoțit în permanență și l-au, adică sunt singurile care nu s-au îndoit și n-au fugit. Fără legătură cu Evangheliile, având legătură mai ales cu Vechiul Testament și cu Leviticul, vom vedea că de la bun început o relație între un bărbat și o femeie care înseamnă căsătoria, unul dintre noi este orânduit să fie capul celuilalt, respectiv mintea celuilalt. În momentul în care se produce această ierarhizare, există prototipul uman minte și prototipul uman corp, nu ne putem aștepta ca mintea femeilor, gândirea lor și simțirea lor să însemne prea mult din punctul de vedere al Bisericii strămoșești. Având în vedere și că suntem cea mai religioasă țară din Uniunea Europeană, sigur că acesta este un factor care cântărește extrem de greu în retardul nostru, în înapoierea noastră cumplită, în felul în care respectăm demnitatea femeilor ca oameni.